Suntem în această seară, în această casă de rugăciune, strânși la o seară de privechi, cu această ocazie a plecării acasă, în veșnicie, la Domnul, a fratelui nostru, Coșoc Silvestru. Așa cum cei mai mulți dintre noi îl știm, fratele Haluță. În această seară, așa a rânduit Dumnezeu, eu nu am avut în plan să vin la Suceava, la Mihoveni, dar a trebuit să vin cu o problemă personală până la Suceava și aflând că este o seară de privechi, am crezut că este bine să petrec și eu împreună cu dumneavoastră câteva clipe în această seară aici, în jurul sicriului, împreună cu familia Cojoc, la aceste momente de durere, de jale, de doliu. Și rugăciunea mea pentru dumneavoastră este Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne mângâie pe toți. Amin. De asemenea, într-un fel mi-au trezit amintiri. Mă trec sentimente de tot felul, venind în locul acesta după atâția ani de zile. Sunt 10 ani de zile de când am plecat de la Mihoveni, de la Suceava, la Zalău. Și iată, după atâția ani de zile, Dumnezeu a îngăduit să ne revedem și să mă pot întâlni cu slujitorii lui Dumnezeu, cu pastorii de aici, la această seară de privechi. Am să încerc să fiu foarte scurt și am să încerc să spun câteva lucruri din Biblie pentru noi care suntem în viață și care încă putem asculta, auzi și să dea Dumnezeu să ne punem aceste cuvinte la inimă. Domnul să ne ajute. Vedeți, la privechi, la înmormântări, de regulă, să spun cam aceleași lucruri, cam aceleași predici, cam aceleași idei, cam aceleași gânduri. Și pentru că auzim foarte des lucrurile astea, într-un fel ne-am obișnuit cu predicile de la înmormântări, de la privechi. Obișnuindu-ne cu lucrurile acestea, riscăm să nu le dăm importanța cuvenită, aceea ce se spune din cuvântul lui Dumnezeu. A neglija, a nu da importanța cuvenită. Fiecare dintre noi avem numai de pierdut, ne ținând cont, ne luând în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Am să iau 3 gânduri foarte pe scurt din psalmul acesta, cuvinte, gânduri, concluzii la care a ajuns un om al lui Dumnezeu. Spunea el în psalmul 39, zicea, vorbea cu el. Așa de puține ori stăm de vorbă cu noi înșine. Așa de puține ori ne oprim din alergarea, din mersul nostru în lumea aceasta. Așa de rar, așa de puțin, stăm pe loc să vorbim cu noi înșine. Omul acesta spune, ziceam, vreau să vorbesc cu mine. Mă opresc să fac o analiză a căilor mele. Vreau să văd ce-am rostit cu limba, ce cuvinte a spus gura mea, buzele gurii mele. Am să văd ce atitudine am avut atunci când cel rău a stat înaintea mea. Ce-am făcut, ce-am zis, ce cuvinte am rostit. Uitându-se la viața lui, omul acesta, a lui Dumnezeu, David, rostește o rugăciune în psalmul 39 și în rugăciunea lui omul acesta spune următoarele cuvinte. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele. Omul acesta, spre deosebire de foarte mulți dintre noi care suntem aici, omul acesta era interesat să știe, să afle, să-i se aducă la cunoștință când
când se va termina viața pe pământ. Dragii mei, permiteți-mi să spun ceva în această seară. Foarte mulți dintre noi nu suntem preocupați de momentul în care noi vom încheia socotelile cu viața pe pământul acesta. Dar David spune, Doamne, spune-mi, mă interesează, eu vreau să știu, având în vedere că pe pământ sunt trecător, că zilele mele sunt cât un lat de mână, că viața mea este o nimica înaintea ta. El spune, orice om, oricât de bine s-ar ține, este doar o suflare. Având în vedere faptul că pe pământ sunt trecător, vreau să știu când va veni vremea să plec, cum îmi voi termina viața. M-am uitat să văd anul în care s-a născut fratele Cojoc Silvestru, 1929. Dacă nu greșesc, înseamnă că fratele Silvestru s-a născut la aproximativ 10 ani de când s-a plantat Biserica Baptistă în Mihoveni. În 1919, de la Detroit, s-a întors un frate creștin botezat, pe care l-am găsit în analele Bisericii Baptiste din Detroit. S-a întors și pe 25 decembrie 1919 predică Evanghelia lui Dumnezeu pentru prima dată în localitatea Mihoveni. La 10 ani de zile se naște fratele Aluță, fratele Cojoc Silvestru. Știți ce am putea spune seara asta? Așa de repede au trecut ani. Vedeți cât adevăr exprimă omul acesta al lui Dumnezeu în psalmul acesta? Orice om, oricât de bine s-ar ținea, este doar o suflare. Având în vedere lucrul acesta, aș vrea în această seară să luați din cuvântul lui Dumnezeu, sau mai bine spus, să luăm împreună din cuvântul lui Dumnezeu gândul acesta, să veghem la felul în care ne trăim viața pe pământ. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Doi. Probabil mulți dintre noi am ajuns la concluzia la care a ajuns David în psalmul acesta. Însă ne facem că uităm. Ne facem că nu știm. Am vrea să nu ne gândim și să nu medităm prea mult la adevărul acesta care nu poate fi contestat. Auziți ce spune el în cuvântul acesta. Omul pe pământ umblă ca o umbră. Se frământă degeaba, strânge comori și după moartea lui el nu știe cine le va lua. Uitați în această seară cuvântul acesta lui Dumnezeu din psalmul acesta 39. Ce mare adevăr spune omul acesta. David, omului Dumnezeu, a ajuns la concluzia aceasta. Pe pământ, oamenii se frământă și se frământă degeaba. În istoria țării noastre, nu știm dacă am cunoscut vreo perioadă mai grea și mai frământată ca aceasta pe care o trăim noi astăzi. Avem bilețele aici la Amvon. Telegrame, mesaje de condolianțe de peste mări și țări. Oameni împrăștiați pe toate meridianele pământului.
venit vremea că de voie, de nevoie, a trebuit să ne împrăștiem și să fugim. Și toți cei care au plecat au făcut-o dintr-un singur motiv. Să mai adune ceva. Să mai adunăm încă ceva. Și la ceea ce am adunat, dacă am putea să mai adunăm încă ceva. Și uitați ce spune David în psalmul acesta. Omul se frământă degeaba. Strânge, adună, agonisește. Și când pleci, David întreabă, când pleci, ce se va întâmpla cu ele? Dragii mei, aș vrea în această seară să ne uităm la adevărul acesta din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu spun că nu avem nevoie de pâinea cea de toate zilele. Însă a neglija partea spirituală a lucrurilor, din punct de vedere spiritual, a neglija partea spirituală, concentrându-te mai mult pe partea materială a lucrurilor, din punctul de vedere al lui David, este o mare greșeală, este un mare păcat. David ne îndeamnă seara aceasta să ne gândim la ce lucruri ne umblă mintea, ne merge gândul în fiecare zi. El spune că omul adună, strânge și agonisește. Și după ce va pleca, nu știe ce se va întâmpla cu ele, cine le va lua. Având în vedere lucrurile astea, David pune o întrebare. Și întrebarea din versetul 7 îmi place foarte mult. Dacă suntem trecători pe pământ, dacă viața noastră este doar cât un lat de palmă, dacă adunăm și ce adunăm, nu știm ce se va întâmpla cu ceea ce am adunat, David pune o întrebare aici. Doamne, acum, ce ai de făcut? Dacă pe pământ suntem trecători, dacă viața noastră e cât un lat de palmă și astăzi suntem și mâine nu mai suntem, dacă așa stau lucrurile, dacă adunăm, agonisim, strângem și nu știm ce se va întâmpla cu ele, întrebarea e, ce ai de făcut atunci, acum, ce ai de făcut? Și ce bine că David ne dă și răspunsul. În tine, Doamne, este nădejdea mea. Închei prin a spune câteva cuvinte din Psalmul 37 legate de oamenii care nădăjduiesc în Dumnezeu. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor în ziua necazului. Domnul îi ajută, îi izbăvește, îi izbăvește de cel rău și îl scapă pentru că ei se încred în Domnul. Amin. Amin. Familie Cojoc, ați pierdut probabil pe unul din stâlpii acestei familii Cojoc. Unul probabil dintre cei mai respectați oameni din această familie, mare Cojoc în localitatea Mihoveni, Șcheia, Suceava. L-am cunoscut prima dată pe fratele Silvestru când lucra la Plafar. Am trecut pe acolo și am luat ceva pastile de la el. Mai târziu am ajuns păstor la Mihoveni și câțiva ani de zile am predicat Evanghelia aici. Am avut ocazia să petrecem clipe minunate, binecuvântate împreună. Dumnezeu ne-a dat putere și o vreme am trecut împreună și peste bune și peste rele. Dumnezeu a hotărât să-L cheme acasă. De astăzi încolo, voi sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu să duceți cu cinste
steagul Evangheliei în localitatea aceasta. Dumnezeu să vă ajute, să vă mângâie și să vă întărească. Amin. Amin. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Amin. Amin. Ar vrea să
Salut și eu, dragă audiență, și în mod deosebit pe cei din familie. Eu sunt puțin și neam cu sora Natalița prin alianță și mărturisesc că am un regret în această seară. Acum 2 săptămâni, fratele Haluță mi-a dat un telefon și a zis...